Ne pregătim acum de startul meciului. Cel puțin 90 de minute aici. Dacia Unirea Brăila în echipament albastru. Bucovina Rădăuți în echipament alb. Rezervă Vasile Buzea din București, observator Negrescu Ion. Nu este offside acum, pleacă Patrick Petre, dar vine acolo fundașul, nu reușește să respingă. Să vedem! Cazie mare pentru Brăila și scoate de pe linia porții, paradă! Da, o nouă ocazie, o ocazie mare de tot pentru Brăila și o intervenție miraculoasă aici. Situație bună iar pentru Brăila acolo. Pătrunde Brăila, pasă către Petre, să vedem Patrick Petre aici, șut, moale și reține un pic de emoție acum din partea portarului. Să vedem acum pasă în spatele apărării aici și pericol, pericol mare, dar Bunariu a fost foarte inteligent și nu a mai atacat acolo. Los, exact, foarte bună în comparația Leonte cu Los Platanos, exact, parcă... Aici nu mi-a trecut în cap, știam că seamănă cu cineva de undeva. Acum îmi dau seama că sunt cunoscuții fanii celor de la FC Național. Vedem acum ocazie bună pentru Brăila, iese acolo și Bunariu și reține. A întrerupt. Să vedem acum o centrare foarte bună acolo, de viere pe spate și peste foarte. A băut o gură de apă, pasă iar bună Patrick. Adversarul șurt și respinge acum, excelent Bunariu! Și acum liniștește jocul acolo în tușă, o diagonală, o minge lungă trimisă, Moroianu pus sub presiune. Vedem, nu iese portarul și este gol! Gol! Ce ratare acum pentru Bucovina, Rădăuți! Incredibilă ocazie pentru Bucovina! Vedem acum șut și a fost blocat șutul lui Ciobanu. Vedem o pasă bună. Patrick Petre iar acolo, 1-1 cu adversarul. Reușește Patrick să intre în posesia mingii. Foarte tehnic Patrick Petre. Jucător de Liga 1. Acum un șut și pe lângă poartă. Podiumul a fost atunci Oțelul, Poli Timișoara și FC Vaslui. Deci două echipe din Moldova au fost pe podium în acel sezon. Acum, din păcate, astăzi Polia și a retrogradat și matematic. Vedem acum o minge defiată. Da, o minge defiată și putea fi un gol ciudat. Apoi se pierde minge aici. Patrick Petre, situație bună pentru Brăila. Dar va fi ajuns șut și ce intervenție are Bunariu. Această lovitură se 0-0. A început a doua repriză. Urmează Antonese, un șut frumos și reține portarul de sub transversală. Echipele, să vedem acum Bucovina Rădăuți acolo. Rămâne mingea în posesia Bucovina, centrare, scapă mingea, șut și respinge portarul în față, Stoian acolo, dar nu reușește. Nu se dă nimic aici. Mai în gol, mai serios, discutam la pauză că ar fi cazul ca Rădăuțul să se apere în repriza secundă și dacă tot are autocarul în spate acolo să-l și bage în poartă. Execuția lui Patrick peste poartă. Nu i-a setat apărătoarea unui jucător al Brăilei și i-a adus apărătoarea. Acum un șut foarte bun și gol! Brăila! Ce gol marchează acum Brăila, nu am înțeles. N-am înțeles exact, a fost o torpilă. Portarul Bucovinei un pic surprins acum și este 1-0 pentru Dacia Unirea Brăila acum. Ah, ce șut a prins, cred că Stănescu. Patrick Petre se grăbește acum să centreze. Centrare pe scurt. Rămâne mingea în careu, șut și bară! 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 Ocazie mare de tot pentru Brăila. Recuperează Brăila și... Oh! Ce recuperare a avut Ciobanu aici!
Acum, situație bună, să vedem. Plamadă, dar nu împinde mingea când trebuie. O situație bună aici pentru Rădăuț. Da, meci superb. Meci superb. Spuneam, aveți ce vedea aici. Tensiune mare. Sunt pasă bună cu Cârlă. Cu Cârlă, situație bună. Își face mingea. Șut, bară! Direct în vincul a șutat cu Cârlă și scapă iarăși Bucovina. Tensiune mare a Brăilenilor. Au nevoie de încă un gol. Au nevoie de încă un gol. Centrare acolo, bună și gol! Brăila marchează după un corner. O centrare magistrală a lui Patrick Petre. Sincer, mă așteptam la Brăila să ne marcheze, dar nu din corner. Brăila nu este o echipă cu talie. Cred că Vali Robu, cred că este autorul golului. Echipă a suporterilor acestea gol. Șut bun, dar distanță, șut! Depinge față portarul, dar vine acolo Moroianu și îi degajează. Excelent blocajul, deși pierduse mingea de sub control fundașul, cred că Florescu a fost. Va fi cartonaș galben. Și mai are un galben, din păcate, jucătorul Bucovinei, care primește cartonaș roșu. Da, de acum Bucovina va încerca să se apere pe două linii. Va încerca să ducă meciul până la penalti, să vedem dacă vor reuși. O centrare bună acolo. Rămâne zona periculoasă. Șut și parada lui Budnariu. Totuși, Budnariu a avut acum o nouă intervenție magnifică. Trece mingea la 16, șut pe jos și iarăși Budnariu, eroul meciului. Presiune mare acolo în careu, centrale pe scurt. Mingea în poziție, șut și peste transversală, o nouă ocazie în Marea Brăilei. Pur și simplu, din ultimele 15 minute au cedat complet jocul. Acum o minge aruncată acolo, nu este offside. Și șut, 3. Brăila marchează acum. Da, a fost o gaură imensă în apărare. N-au reușit cei de la Bucovina să împingă meciul până la prelungiri. Pasul în spate, nu se dă offside acum, pericol. Patrick Petre trece de portar și este 4-2. 4-0, pardon. Acum s-a terminat soarta calificării. Patrick Petre aici cu o cursă spectaculoasă. A driblat scurt portarul și a marcat în poarta goală. Da, pentru Rădăuț chiar și un gol acum nu ar mai conta. O intrare tare acolo în margine și va fi galben. Străjeriu avea și el un galben, cred că este roșu, dar al doilea roșu acum pentru Bucovina. Rămânem pe live să vedem și salutul echipei pentru galerie. Bucurie de nedescris. Un rezultat spectaculos. A întors Brăila scorul din tur și merge într-o finală cu Galați. Va fi nebunie aici la Brăila când se va juca. Din ce știu, turul este la Oțelul, returul va fi la Brăila, aici la Plătei. S-a cântat
aprind fumigene în spatele porții. Ultrașii de pe combină susțin favoriții.